Organigrama primăriei Coroieni este unul dintre principalele puncte de pe ordinea de zi care au fost dezbătute în ultima ședință de Consiliu. Decizia de a reduce personalul aparține consilierilor locali, care vor hotărî dacă numărul angajaților va rămâne același sau va fi redus. Vom discuta în sens, un anumit sens a comasării unor posturi. Și, sigur, asta rămâne și la latitudinea consilierilor, mai mult că ei sunt cei care hotărăsc acest aspect, eu o să fac propuneri în sensul acesta. Dar, în principiu, nu m-am gândit la nicio reducere, am un personal de care am nevoie și chiar mai mult, fiindcă am foarte multe proiecte în derulare. Conform spuselor primarului, în prezent la primăria din Coroieni nu sunt prea mulți angajați, ba mai mult, ar mai fi nevoie de una sau două persoane. Trebuie ca primarul să aibă un colectiv cu care să poată lucra. Și eu consider că la mine în primărie nu s-a pus și nu pun problema reducerilor. Deci eu mă asum niște responsabilități, chiar dacă mi s-ar pune în cârcă că, virgulă, am încălcat legea. De parte gândul. Nu, sunt ordonator principal de credite, n-am o lege care să mă oprească sau să mă oblige să fac reduceri.